Sacar este. Bonito. Esto ya, esto fuera y solar. ¿Y cómo se llama eso? Pacay. 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 Sapo. Fugno. În față se pot observa urmele de dinozauri, fix pe acea placă mare. O să vedem cum trecem să le vedem mai bine. Aquí vamos a poner una piedra como Inca. Improvisamos ca Inca și o trecere prin apă. Perfect. Ține-mă puțin să cobor. Hop, hop. Pe la îndreapta, îndreapta, îndreapta. Îndreapta, ține-mă puțin. Da. Este aici. Eso. Trecem râul mare, el Rio Grande. Trecem el Rio Grande, râul mare. Pe unde au umblat pe timpuri dinozaurii. Și umblă în prezent oamenii care intră în mucirile. Acum 65 de milioane de ani umblau dinozaurii pe aici, pe ultima epoca a lor. Cretacicul. Cretacicul. Și în față sunt urmele dinozaurilor. Intrăm pe poarta din spate. Suntem la 2750 de metri, iar în această zonă au fost patru tipuri de dinozauri. Sauropodos, Teropodos, Ornitopodos și Ankylosaurio. Singurul carnivor era Teropodul, iar cele mai multe urme lăsate de dinozauri sunt de Ankylosaur. Mergem pe urmele lor. Ghidul nostru, Javier. Hai să vedem urmele de Ankylosaur. S-a reparat și sandaua între timp. Pac, pac. Și asta la de la dreapta. Și mergem să lăsăm urmele noastre. Să lăsăm urmele noastre pe lângă urmele acestor dinozauri. Aha. 65 de milioane de ani. Wow. Astea sunt urmele dinozaurilor. Este el huella del anquilosaurio que también al lado se ve un carnívoro. Wow.
Astea sunt urmele anchilosaurului. Care era? Este era vegetarian, si, nu? Sí, vegetarian, herbivor. Era un dinozaur herbivor. Și este era carnivor. Și la voi este aici. Și amprenta lui este. Și asta este amprenta carnivorului. Erau mai mari erbivorii. Da. Era mai grande los herbivoros. E... Las huellas. Aha. Los herbívoros hay de igual de diferentes tamaños, grandes, pequeños. Igual los carnívoros, grandes y pequeños. Pero no sube aquí arriba, es plano. Pe vremuri acest loc era drept și astea sunt urmele dinozaurului. Ăsta este dinozaurul anchilosaur. Anchilosaur se numește și astea sunt urmele lui. Nu se știe dacă sunt urmele picioarelor din față sau picioarelor din spate, pentru că greutatea lui este proporțională și nu se poate spune dacă sunt urmele din față sau urmele din spate, dar ce se poate știe este că avea 2 metri jumate și 7 metri lungime. Coada lui era folosită ca protecție împotriva prădătorilor și prădătorii care erau carnivori nu îl puteau mânca decât dacă îl atacau aici, în partea asta, sau la picioare, pentru că după cum se vede, tot cartilagiul era din os, iar dacă cineva îl ataca, își putea rupe dinții. Și astea sunt urmele anchilozaurului. Pășim fix în urmele lor. Și aici sunt urmele carnivorilor. Cum se llama el carnívoro? Aquí otro. Theropodus. 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 Acum mergem pe urmele dinozaurului Theropodus, care l-a atacat pe celălalt. Care l-a atacat. Bum! Și dacă l-a atacat, își rupea dinții. Uite ce urmă. De-aia putea să-l atace doar de gât. Wow, dar cât de bine sunt conservate astea de 65 de milioane de ani. Locul ăsta era drept, nu era cum arată acum în prezent. Și ceva foarte important, în acest loc niciodată nu s-au făcut excavații pentru a se descoperi ceea ce avem în față. Totul este un proces natural și cu timpul se vor descoperi și altele care sunt de desubtul pământului. Asta dacă se vor face diferite cercetări. Nu, păi nu este voie să se facă. Nu este voie, dar pe viitor poate cineva o să facă, nu? Poate. Urmele dinozaurilor. Asta e. Care mergea. Alte urme ale dinozaurului vegetarian. Anchilozaurul. Wow. Wow, cât de bine arată asta, urma asta. Se poate observa super, super bine. Sunt 3 huellas, nu? Después aquí ya la capa de zuca ya se fue con el agua. El otro lado igual. De ahí se ha dado. Este lado ya continúa. Siempre la huella de los velociraptores es en línea, detrás de otra. Es porque ellos van en movimiento, tienen esa velocidad de correr por todo lado, ¿no? Y un dinosaurio camina normal, es un poquín zigzag. Ajá. Que esta patita llega aquí, ¿no? Esta patita llega aquí. Y esta pata llega aquí. Va caminando en forma de zigzag. Pero de velociraptor siempre es en línea detrás de otro. Más que todo la diferencia es en estas uñas. Este es pie derecho. Y aquí la otra uña es para arriba, es la izquierda. Ajá. No, y va corto.
piciorul drept, piciorul stâng, mergea în zigzag acest carnivor. Lo que nos ha llevado? Otras huellas de los mismos carnívoros o los de los terópodos, pero igual un poquito erosionado, ¿no? Casi este casi se nota, pero este casi ya no. Por eso que viene en zigzag, mira, ta, ta, ta y así, ¿no? Cuando camina normal. Sí. ¿No? Igual. Y el otro de ahí. Esta parte se ve más clarito la huella del carnívoro. ¿Por qué se ve más claro? Sí, aquí se ve muy bien. Después ya para allá ya es erosionado, ya no hay. Aquí sería la última huella, después ya allá ya no. Ahora. Ahora, sí. Ara. Frente roja, paraba frente roja, es uno de los aves que aquí está en peligro de extinción, ¿no? En el parque. Sí. Es un endémico de aquí, del Parque Nacional Toro Toro, ¿no? Bueno, más que todo está en peligro de extinción porque más se trata de tráfico de estos animales como mascotas y también vender pichones, ¿no? Entonces se ve en el cañón, ¿no? Tal vez si tenemos sí. Eso por ahí, vamos a ver. No, porque a veces en la tarde ya llegan para dormir y están volando en el cañón. Sí. Este activador, ¿no? Sí. Menta con este. Menta, depende cómo preparan. Sí. Sí. Pero porque, con eso se activa más. Claro, porque hay otros que preparan más natural. Uh-huh. Hay una planta, hay que hacer quemar. Después de la ceniza se prepara, que es esta. Uh-huh. Pero es más natural, ya pones papa y algunas cosas. Javier ne-a spus că de la 10 ani mestecă frunze de coca pentru că aici este muncă de câmp și părinții obișnuiau să mestece frunze, automat și copiii mestecă ca să muncească mai mult. Copiii muncesc aici de la 10 ani și ajută părinții la treburile câmpului. Sunt bune? Eso? Cual? Așa? Clar. Si? Mhm. Alte urme. Sí. Uh-huh. Es una huella que viene de aquí. Es la huella. No, aquí también. Aquí. Entonces muchas. Toda esta capa entra, ¿no? Si lo sacamos es todito y vamos a descubrir más cantidad de huellas aquí abajo. Uh-huh. Para allá ya es por la camino, por el sí. Carretera, todo se fue al otro. Sí. En zona asta activatorul se dice levanta moral, care îți ridică moralul. Deci dacă ai activatorul la tine și frunzele de coca, îți ridică moralul.